în orice concurs există desigur și un juriu, avem plăcerea să îi prezentăm și membrii juriului de astăzi. Președintele juriului, doamna inspector școlar, area curricular arte, profesor Potârnică Marinela. Vicepreședintele Raionului Cantemir al Republicii Moldova, domnul Sergiu Butuc. Din partea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, maestru coregraf, domnul Patrichi Dumitru. Doamna profesor de istorie a Școlii Gimnaziale George Enescu Moinești, doamna Mareșanca. Din partea Clubului Elevilor Moinești, doamna profesor de ecologie și protecția mediului, Laura Ferenț. Din partea Palatului Copiilor Bacău, filiala Comănești, profesor al Cenaclului Literar și Creație Artistică, Alice Horvat. Din partea AICR Moinești, doamna Anca Balaban. Din partea comunității locale, profesor preot Rotaru Radu Mihai. Reprezentantul cadrelor didactice din Comuna Poduri, profesor limbă și literatură română și consilier educativ Elena Cioșu. Reprezentantul UNICEF, doamna Iulia Cimbru. Și desigur, din partea Serviciului de Voluntariat și Situații de Urgență, dar și reprezentant al Primăriei Poduri, domnul Ionuț Iftimie.